vorbi, dar nu-mi vom fi. Plin de uimire, plin de iubire, cu ochii vă urmări. Știți de acum ce ne așterneți la drum, ne numărate, flori și palate, avem noi mulți. Colegi, dragile, ne aflăm astăzi aici pentru a sărbători 130 de ani de la înființarea celei mai vechi școli secundare românești din Dobrogea, numită astăzi Colegiul Dobrogean Spiru Haret din Tulce. La 14 noiembrie 1883, în climatul de adâncă vibrație și efervescență a spiritului românesc de la sfârșitul veacului al XIX-lea, răspunzând dorinței arzătoare a românilor, nord dobrogeni de a avea un liceu românesc, își deschidea porțile Gimnaziului Real de Băieți Tulce. Datorită dragostei și devotamentului unor dascăl de înaltă ținută profesională, gimnaziul se consolidează și la 11 septembrie 1897 se transformă în liceu. Un sprijin deosebit l-a acordat școlii în această perioadă omul de știință și pedagogul Spiru Haret, pe atunci ministru al instituțiunii publice, acesta punându-și semnătura la 14 iunie 1902, pentru lucrările de construire a primului local al celei din tâi școli secundare din Dobrogea. În 1903 se dă liceului numele de Principele Carol. La 1 decembrie 1916, liceul se închide în timpul regimului de ocupație militară bulgară, germană, turcă, reluându-și activitatea în 1918. În anul 1906 își făcea apariția prima publicație elevilor de la cursul superior, Polnicul Hora, prima revistă școlară din Dobrogea, continuată astăzi de revistele Aspirații și Aspirații Literare. În 1920 se amenajează Arena Mircea, iar în octombrie 1923 se dezvelește postul marului pedagog și om politic Spiru Haret. În perioada august 1925-toamna 1926, se construiește actuala aripă de nord, iar în perioada vara 1926-toamna 1927 se construiește pavilionul central. În septembrie 1941 se schimbă numele în Liceul Teoretic de Băieți Tulcea, iar în 1948 devine Liceul Mix Tulcea, pentru că în perioada 1953-1957 liceul se devine școala medie de 10 ani numărul 1, care la rândul ei se transformă în perioada 1958-1965 în Liceul de Cultură Generală numărul 1. În perioada 1970-1971 se construiește aripa de sud, cu 10 săli de clasă și 3 laboratoare, fizică, chimie, biologie. Iar începând cu anul 1971, liceul se numește Liceul Spiru Haret. În 10-12 noiembrie 1973 se inaugurează Muzeul Liceului, iar în 1993 devine școala asociată UNESCO. Din 13 iulie 1996, liceul se numește Colegiul Dobrogean Spiru Haret. Generații de profesori, în jur de 800, câți au avut liceul în existența sa până astăzi, au plămădit și crescut caractere cum au clădit alte generații, învățându-le să prețuiască și să iubească cultura, munca, viața și neamul. Dăm citire câtorva nume de dascăl de mare prestigiu, care și-au dăruit o parte sau întreaga viață acestei școli tulcene și culturii românești. Academicianul Constantin Moisil, fost profesor și director al acestui liceu, scriitorii Spiridon Popescu, Axente Frunză, Pavel Dan, Nicolae Dunăreanu, folcloriștii Cristian Țapu și Aurel Munteanu, doctorul de matematică George Iuga, biologul profesor universitar dr. Dumitru Mișcalencu, fizicianul conferențiar universitar Dumitru Mondescu, autorul dicționarului german-român Maximilian Schroff, conferențiar universitar dr. Andrei Barna, autorul manualului de geometrie pentru învățământul liceal Adam Răileanu. Lor le adăugăm și alți pedagogi străluciți, Alexandru Carafeteanu, Dimitrie Timuș, Grigore Musculiu, Gheorghe Toma, Nicolae Gâlcă, Mândița Grigorescu, Vasile Crâlov, Julieta Bonjuc, Elena Simion, Domnica Lăzăreanu, Cezar Caleri, Mihai Albătă, Elisabeta Albătă, Virginia Dima, Ion Buzatu, Maria Bigu, Maria Buzatu, Aurelia Mirăuță, Emilia Mititelu Răileanu, Ioana Marinache, Lidia Catrinescu, Gheorghe Bucur, Dumitru Stan și mulți alții. Descendența a oferit continuitate.
De pe băncile colegiului au plecat să slujească știința și cultura românească numeroși absolvenți. În ultimii 30 de ani, o nouă generație de universitari plecați de pe băncile colegiului s-au afirmat în învățământul superior românesc sau internațional. Nu o să pomenesc nume, pentru că o să prezinte un material vis-a-vis de acest aspect colegul meu, profesor Ilță Dragoș. În colegiu învață astăzi 852 de elevi. Colegiul dispune de o clădire monumentală cu 21 săli de curs, 5 cabinete, 5 laboratoare, muzeu, sala de festivități cu 150 de locuri, amfiteatru cu 70 de locuri și o sală a comisiei pentru evaluare și asigurarea calității. De asemenea, există o sală de sport, precum și arena sportivă Mircea, biblioteca liceului înființată în 1916, care deține astăzi peste 60.000 de volume. Există două linii de internet cu conexiune permanentă la care sunt conectate toate calculatoarele din școală. În ultimii 10 ani au fost reabilitate și dotate modern toate cabinetele și laboratoarele colegiului, a fost schimbat întreg mobilier școlar, a fost schimbat parchetul în toate sălile, a fost schimbată tâmplăria și a fost reabilitat parțial acoperișul. S-au reabilitat amfiteatru, sala de festivități, precum și biblioteca colegiului. S-a schimbat în întregime instalația termică și s-a instalat o centrală termică nouă. Corpul profesoral numără astăzi 36 de cadre didactice titulare, dintre care 25 au gradul didactic 1, iar 5 au gradul didactic 2, o bună parte fiind foști elevi ai colegiului. Colegiul funcționează pe filiera teoretică, având profil real și profil uman. La profilul real funcționează clasele de matematică informatică și de științele naturii, iar la profilul uman funcționează clasele de filologie și de științe sociale. În cadrul colegiului funcționează cercul științifice, un cenacul literar și cercul sportive. În ultimii ani, la examenele de bacalaureat și de evaluare națională, procentele de promovare au fost de 100% sau foarte aproape. La edițiile olimpiadelor școlare, elevii noștri au obținut numeroase premii și mențiuni la faza națională, s-au obținut de asemenea premii și la olimpiadele internaționale. Nu o să dau nume, colegul meu, directorul adjunct, profesorul Bilaus Iulian, va prezenta un material vis-a-vis de acest aspect. În colegiu se desfășoară o bogată activitate culturală, artistică și sportivă, funcționează un cenacul literar, iar semestrial apar revistele Aspirații și Aspirații Literare, obținând chiar premiul pe țară. Din 1993 este școala afiliată UNESCO, iar în 2008 a fost desemnată școala europeană. Școala este implicată în numeroase parteneriate și proiecte locale, naționale și europene, menționând aici doar parteneriatul transfrontalier ECROMBU, în care mai sunt implicate două licee din Bulgaria și Colegiul Mircea Cel Bătrân din Constanța, și un proiect bilateral Comenius cu un liceu din Manisa, Turcia. Stimați invitați, stimați colegi, dragi elevi, permiteți-mi să vă urez cu această fericită ocazie multă sănătate și multă energie în eforturile pe care suntem datori să le depunem în continuare pentru menținerea blazonului acestei școli. Numai bucurii și numai succese. La mulți ani! Dau cuvântul în continuare domnului prefect al județului Tulcea, Lucian Simeon. Îmi cer scuze, trebuie să spun un lucru foarte important. Este absolvent al liceului pe care îl sărbătorim astăzi. Să vă mulțumesc pentru invitație, domnule director. Cu certitudine mi-am programat în această zi să vin la această aniversare și ori de câte ori va exista o manifestare a liceului, voi fi prezent. Pentru că mă încearcă multe emoții referitor la acest liceu în care mi-am petrecut o perioadă bună din adolescență, în clasa 9, în clasa 12, și de fiecare dată pășesc cu multă emoție în incinta lui. Am terminat un liceu pe care cu toți în acea perioadă l-am considerat a fi vârful învățământului turcean și nu ne-am înșelat, nu m-am înșelat atunci când am venit în acest liceu,
Drept dovadă, așa renumita promoție 80-1980, în care din clasa 12, din 26-24 de elevi am intrat în prima sesiune de examen la facultate și știm foarte bine că erau într-adevăr examene, a situat în acel an Liceul Spirul Haret pe primul loc între liceele turcene și nu numai în acel an, mulți ani și înainte și după. În continuare, cred că ar trebui făcut mai mult ca să revină în vârful top. Pentru că avem și sunt cadre didactice destoinice, avem și sunt elevi care doresc și luptă pentru performanță, însă îmbinând metoda de predare, de studiu, cu dorința elevilor de a se realiza, de a-și creiona un viitor, putem să ajungem ca, printr-o selecție bună, să ducem iar Spirul Haret în pe primul loc. Asta îmi doresc. Mi-aduc aminte cu plăcere de acei ani. Mi-aduc aminte cu plăcere de profesorii pe care i-am avut. Și mă urmăresc de fiecare dată când mă apropii de liceu. Îndemnurile ca elev ce eram ai profesorilor. Și aici, pentru ca să nu mai descrețesc frunțile, era domnul profesor Firică, care la fiecare oră tot găsea pe cineva să-l trimită să vadă ba unde curge Dunărea, ori să-l pună în fața ușii să vadă dacă nu cumva scrie dormitor pe ușă. Dar asta a regulat la fiecare oră se întâmpla. Dar se pare că a existat o voință foarte mare atât din partea elevilor, cât și din partea profesorilor și s-a reușit ca generații întregi să provenit în acest liceu să aibă un statut de care liceul se mândrește. Eu știu că condițiile totuși nu sunt sunt destul de vitrege din punct de vedere al finanțării. Însă am cunoștință de faptul că există un colectiv care se interesează, care încearcă să acceseze proiecte cu finanțări. Există și un sprijin al Inspectoratului de Învățământ, motiv pentru care, în noile condiții, se pot realiza numai prin pe aceste canale, aporturi suplimentare care poate să îmbunătățească activitatea pe care o desfășurați. Eu vreau să urez succes în activitatea dumneavoastră, succes colectivului de profesori, succes elevilor, pentru că aveți nevoie, vă așteaptă o perioadă cu examene și rezultatele să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos domnului prefect al județului Tulcea pentru cuvintele adresate. Dau în continuare cuvântul domnului primar al municipiului Tulcea, Constantin Hogea. Domnule director, domnule inspector general Mihai Albotă și unul dintre cei mai proaspeți cetățeni de onoare ai municipiului Tulcea, și sunt extrem de mândru că stau lângă cetățeanul meu de onoare, cu profesor Albotă, domnul inspector general, un inspector general ajung, care n-am ajuns, nu de că ajung, noi venim de la altă școală și am rămas pe stimate cadre didactice, stimați colegi de altfel și dragi elevi, sunt extrem de onorat și chiar nu fac paradă de cuvinte că astăzi pot fi alături de dumneavoastră într-o zi atât de importantă pentru această prestigioasă școală a învățământului național românesc și anume împlinirea 130 de ani de activitate.
ocazie cu care încă o dată vă felicit sincer pe toți din tot sufletul. Eu, spre deosebire de domnul prefect, n-am avut privilegiu să fiu elev al liceului Spiru Haret, pentru că, băiat de la țară fiind, m-am dus să urmez liceul silnic după preceptul fă-mă, Doamne, ce n-am fost, pădurar sau șef de post. Cu toate că vreau să vă spun că și atunci erau doar 4 licee silnice în toată România și aș fi vrut să urmez și facultatea de silvicultură, dar vă recunosc sincer că stăteam foarte prost la științele exacte și atunci am renunțat. Dumneavoastră faceți parte dintr-o școală de elită, repet, Învățământul Turcean și nu numai. Și aici trebuie recunoscut meritele tuturor cadrelor didactice care în decursul timpului și-au pus aprenta profesionalismului, determinării și seriozității pregătirii elevilor din această școală. Am și eu în casă un absolvent al liceului Spiru Haret, colegă de altfel cu domnul prefect, soția mea a fost absolventă acestui liceu și îmi spune de fiecare dată cu nedisimulată mândrie de perioada în care, într-adevăr, a avut privilegiu să aibă niște profesori de excepție. De excepție. Poate mulți dintre ei nu mai sunt dintre noi, Dumnezeu să-i odihnească, dar trebuie să le cinstim memoria cu mult respect și, evident, să-i prețuim și pe cei pe care astăzi sunt alături de noi și, urmat pe doamna Catrinescu aici, o salut cu simpatie și vreau să-i spun că arată foarte bine. Salut din doamna Catrinescu. Așadar, vă felicit pentru această cifră rotundă. Încă o dată felicit cadrele didactice pentru efortul depus. Domnul prefect spunea că probabil pe ceea ce înseamnă finanțarea școlilor nu suntem întotdeauna foarte mulțumiți, dar vreau să vă spun că dacă vrei să performezi și să înveți carte, nu știu dacă neapărat acest lucru este eliminatoriu, ați văzut de curând în media națională, avem exemplu unui elev de la Râmnicu Vâlcea, care a reușit să spulbere mapamondul, care are mult mai multe pretenții și să se impună ca un produs al școlii românești și nu numai. Așa că dorința de a învăța nu cred că este neapărat condiționată, este ajutată, dar nu înseamnă că este eliminatorie. Așa că vă îndrum să fiți mândri că sunteți elevii acestui prestigios colegiu, să nu faceți niciun fel de economie de efort ca să puteți să duceți această emblemă mai departe și faceți în așa fel, cum am spus și celor de la Școala Generală Constantin Grevenea, faceți în așa fel încât părinții și profesorii voștri să fie mândri de voi. La mulți ani tuturor! Dau cuvântul în continuare domnului inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, domnul profesor Dumitru Damian. Dragi elevi, stimați profesori, domnule prefect, domnule primar, domnule inspector școlar general al Bătă Mihai, domnilor directori adjunți, consilieri educativi, este foarte clar că o firmă, un blazon, cum spunea domnul director, un prestigiu, nu se formează și nu se păstrează decât prin multă dăruire, prin multă muncă, prin multă consecvență, prin folosirea experienței, întotdeauna către mai bine și mai bun, din ce în ce, din ce în ce. Iată cum, după 130 de ani, a ajuns Colegiul Național Spiru Haret reper în învățământul românesc, fără exagerare. Vă mărturisesc și eu, pornind de la afirmația domnului prefect, când am terminat clasa 8-a, am avut și de 8-at Spiru Haret sau liceul pedagogic. Dar așa de mult ce mi-au plăcut copiii, judec eu cu mintea de acum, și așa ce nerăbdător eram să pornesc în practica pedagogică la activitatea directă cu elevii, cam preferat să merg la liceul pedagogic. Însă, obsesia, să zic așa, nu mi-a dispărut nici acum și nici asta, un sentiment care te ține alături de un fenomen. Fenomenul
Spirul Haret. Și am avut mulți prieteni și am mulți prieteni aici pe care îi respect și pe care îi admir și pe care îi invidiez cu diferite ocazii. Într-adevăr, doamna Lidia Catrinescu arată foarte bine. Eu am salutat-o. Am salutat-o să văd dacă îmi răspunde, înseamnă că e chiar dânsă și așa este. Cu ocazia asta salut foștii inspectori școlari generali, care știm cu toții cât s-au dăruit și care a fost contribuția lor. Și chiar mă felicit că într-una din zile l-am sunat pe domnul inspector general Albotă, mergeți cu mine în județ, pe la Neatârnarea, Sarighiol de Deal, și tare bine i-a făcut atunci, mi-amintesc și promit că am să-l mai iau și am să vă deranjez și pe dumneavoastră. Să mergem împreună prin județ, e ceva foarte, foarte prețios și foarte important. După părerea mea, să-ți respecti antecedenții, să-ți respecti părinții, să-ți respecti cei care ți-au stat în față și ți-au fost și sunt model. După atâtea cuvinte frumoase, nu-mi rămâne decât aș strica mult, dacă aș vorbi eu mai multe, nu-mi rămâne decât din tot sufletul să vă doresc sănătate multă și mult, mult succes și cu și mai multă, știu eu, fervoare să duceți mai departe fala acestei prestigioase instituții de învățământ. Vă mulțumesc! Îmi face o onoare să dau cuvântul unei mari personalități a învățământului tulcean, fost director al acestei școli și fost mulți ani inspector școlar general, care n-a uitat niciodată de această școală. De fapt, dumnealui poate fi considerat favoritorul învățământului modern în județul Tulcea. Este vorba despre profesorul Mihai Albotă. Domnule prefect, domnule primar, domnule inspector general, sau inspector general, că sunt trei aici, am venit în Tulcea în 1957. Am servit învățământul tulcean ca titular a acestui colegiu timp de 40 de ani. Dar la catedră nu am stat decât 2 ani, după care a trebuit să răspund de învățământ la nivelul raionului, a județului, aproape 40 de ani. Am ieșit la pensie ca titular acestui liceu în 1997. Am lucrat după terminarea de pensie, când am ieșit la pensie, am mai lucrat 7 ani. Lucrez și acum, mă întâlnesc lunară cu domnul prefect în cadrul Comitetului Consultativ Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice. Cu domnul primar l-am adus la Tulcea, a ajuns primar, mă laud cu el și am făcut un club pentru pensionari, că și totdeauna cine trece pe acolo mulțumește primarului. Și pentru că astăzi e ziua lui, domnul Constantin, să îi urăm cu toții mulți ani, multă sănătate, de alegeri cât mai mari. Și deși inginer a intrat în învățământ, a fost director de liceu, acum e primar, ne lăudăm cu el, îi dorim în continuare să realizeze în Tulcea obiective care să fie înscrise în istoria municipiului. Când am venit aici, la acest liceu, preda la clasele 1-11. Se chema școala medie numărul 1 din Tulcea. Matematica o preda un absolvent din liceu la 5-7. Profesori, 4 profesori calificați, pentru care eram și eu atunci, predam la clasele 5-7,
liceu și seral. Normă era de 15 ore pe săptămână la matematică și 3 ore de corectare. Am predat primii 2 ani 56 de ore pe săptămână, o normă la școala medie, una la școala elementară și una la seral. Iar duminica făceam 6 ore de meditații cu elevii de la seral care proveneau din producție și trebuia neapărat ajutat suplimentar duminica. Deci ne-am sacrificat acești ani, de primii 2 ani, muncind. Intram dimineața la 7 în liceu, plecam seara la orele 20. Dar asta m-a făcut recunoscut și după 2 ani a fost promovat să răspund în învățământul bolșan 40 de ani. Eu le-aș lucra celor de aici să peste 40 de ani să ne mai întâlnim aici nu cu noi, cu istoria și să spunem că ce oameni minunați s-au format despre pe băncile acestei școli. Liceul sau colegiul acum Dobrogean este o unitate de prestigiu, nu numai pe plan județean sau național, cunoscută de mulți și pe plan internațional. Sunt mulți absolvenți care vin de peste hotare și să mulțumească pentru ceea ce au învățat aici. Iar și săptămâna viitoare, cred că vom avea o întâlnire cu numai un scriitor care vine mereu și din Israel și își publică lucrările aici la Tuita. Mâșii mâini. Doresc liceului să trăiască și, cum spune, să înflorească, să dăinuiască. Și dumneavoastră tuturor, elevilor, să vă mândriți că sunteți elevi acestui colegiu, profesorilor, sănătate și putere de muncă și prestigiul liceului să fie din ce în ce mai mare. Multă sănătate, ani mulți, cu bucurii și cu succes. Mulțumim mult domnului profesor Mihai Albuta și de altfel le mulțumesc tuturor invitațiilor care ne onorează astăzi cu prezența domnilor lor. Dau cuvântul în continuare câtorva colegi de-ai mei care o să prezinte câte niște secvențe din istoricul acestei școli. Mai întâi este vorba despre profesorul Dragoș Niță. Pleiada de profesori de care s-a bucurat Colegiul Dobrogean Spiru Haret a permis formarea generației și generației de elevi care, în decursul timpului, își vor pune puternic amprenta asupra vieții culturale și științifice în țara noastră. Și am să menționez câteva astfel de personalități care au absolvit cursurile Colegiului Dobrogean Spiru Haret. Mulțumim domnului profesor Dragoș Niță, dăm în continuare cuvântul domnului profesor Florin Anastasiu. Se obișnuiește ca la fiecare aniversare de acest gen să fie evocată memoria și imaginea unuia dintre absolvenții liceului, o personalitate ilustră. Și mi revine mie plăcuta sarcină de a vorbi despre un om care a valorat cât o instituție. Este vorba despre doamna profesoară Mioara Avram, poate cea mai mare personalitate a lingvisticii românești a tuturor timpurilor, cea care este considerată și acum, nu doar cea mai longevivă șefă a secției de gramatică a Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan, ci și una dintre cele mai avizate ambasadoare ale limbii române pe toate mapamundi. Îi mulțumim domnului profesor Florin Anastasiu pentru interesantul material prezentat despre una din personalitățile care sunt produsul școlii noastre. Dau în fiere cuvântul domnului director al Junta Colegiului, domnul profesor Iulia Bilauschi, pentru a prezenta o selecție din cele mai bune rezultate obținute de către elevii școlii de Rombanilor. Ne bucurăm că prin rezultatele deosebite
obținute la olimpiadele școlare de-a lungul anilor de către elevii noștri, imaginea Colegiului Dobrogean Spiru Haveta a fost promovată la nivel național și internațional. Voi prezenta numele foștilor și actualilor noștri elevi, care în ultimii 20 de ani au obținut premii întâi la faza națională a olimpiadelor școlare și premii la diverse concursuri internaționale. Domnul director adjunct, pentru materialul prezentat, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Stimați invitați, stimați colegi, dragi elevi, după o pauză de circa 10 minute, vă rog un spectacol cultural-artistic prezentat de către unii dintre profesorii școlii și de către unii dintre elevii școlii. Deci facem o pauză de 10 minute, ne reîntâlnim pentru a urmări spectacolul. Suntem copii, dar nu vom fi.